Și dă toate silințele și dă totul la o parte când vine înaintea mea, zice Domnul, că iată, zavomen canghinata folă de simenau varușila. Lucrurile acestea care se văd și se aud, zice Domnul, se vor amplifica. Nedevelandu sumen farme nagaloti vileberni și netaine. Și vuietul și furtuna celui rău se va vedea și se va simți tot mai mult cu putere mai mare. De volcanandu sumen farme nagalaborni vileberis. Dar voi sunteți copiii mei, zice Domnul, și vreau să vă uitați la Tatăl vostru. Dai sale de velmi noș, araba izobel la viraimen. Pentru că de acum, zice Domnul, lucrurile tot așa vor fi pentru că eu vorbesc. Ni filebrau tina clauzi filemen ganașa la viraimen. Nu așteptați, zice Domnul, ca și alții să vadă o insulă undeva ca să fugă pe ea. Ni filecnat în afară. Ci fiți înțelepți și în această vreme, cercetați-vă inima și viața. Căci iată, eu sunt gata să vin pe nor și voi face diferență între unul și altul. Singurul lucru, zice Domnul, care vă va putea ține în picioare este un de lemnul. Livelat în așumen farnic vă cer și vă îndemn să fiți fecioare înțelepte, zice Domnul. Să vegheați, să stați la izvor, să cereți că eu vă voi umple candelele. Ca nu cumva sosirea mea să vă ia și să fie pe neașteptate. Mare durere va fi în viața multora. Nu vă lăsați amăgiți și îngrijorați în această vreme de lucrurile care sunt pe pământ. Pentru că eu le îngădui, eu sunt cel care le lasă să se desfășoare și eu las valurile să se ridice ca să se vadă. Ca nimeni să nu poată spune, nu am știut că vorbește Domnul. Voi sunteți chemați în această vreme să fiți lumină. Strânge rândurile și regalându figelarni șai valondi și vegeați în dreptul vostru al casei voastre, a copiilor și a celui de lângă voi. Nivele grau din mene de falme n-au jale de șai mene. Nu pierdeți timpul cu lucruri trecătoare și cu vorbele care se spun chiar și în dreptul celor din lume. Tortai sibel vile manca nada subile vilaine. Voi vestiți și în această vreme puterea mea și vorbiți despre mântuire. De te velarne și pentru că în această vreme grea am încă de scos oameni spre mântuire. Vile calandi simenare to forme. Și dacă veți vorbi cu ei, voi nu știți pe care dintre ei îl voi scoate și îl voi ridica. Și voi veți avea răsplată. De aceea lăsați vorbele lumii și vorbiți din cuvântul meu în orice loc în care vă opriți. Ca lucrarea mea să aibă înaintare chiar și în acest timp, pentru că lucrez la suflete și la inimi, la care voi nu vă gândiți și nu vă așteptați să se întâmple. Dar sămânța care e pusă de gura voastră, eu am lucrare să o fac să crească, să-l verzească și să las mântuire și fericire, salvarea sufletului. De aceea fiți înțelepți, vegheați și lucrați împreună cu mine, că sunt gata să vin și să-mi iau copiii.